Consiliul județean a luat primele măsuri după ce au fost primite sesizări cu privire la modul defectuos în care se derulează programul Cornul și Laptele în instituțiile de învățământ din Buzău. Echipe de control ale instituției s-au deplasat în teritoriu și au luat legătura cu reprezentanții firmei distribuitoare. S-au semnalat anumite nereguli de la calitatea produselor până la întârzieri în distribuirea lor. Noi, în momentul în care am fost sesizați, am notificat după cei în drept mă refer la cei care oferă aceste servicii uh, și prefectura asta s-a sesizat, s-au făcut comisii miste de, de control, oamenii din Consiliul Județean deja uh, au făcut deplasări, să spun, în teritoriu și au luat legătura cu reprezentanții firmei respective. Celor care au câștigat licitația pentru a furniza produse alimentare în școli prin programul guvernamental, li s-a cerut să remedieze urgent deficiențele semnalate de părinți și profesori. Le-am cerut produsele să fie de calitate, gramajul să fie respectat, rețeta să fie respectată, iar cel mai important lucru, pentru că celelalte am văzut că s-au rezolvat, să respecte programul școlar. Că degeaba aduci laptele, cornul, biscuiții, mărul la ora 3, când o mare parte din copii sunt deja acasă. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, consideră că nu doar problemele privind calitatea produselor oferite copiilor și întârzierile la livrare trebuie rezolvate, ci și valoarea pachetului care este mult prea mică. Oare copiii atâta merită 2 lei pentru un, acest program? E, mi se pare, suma infimă, ridicolă și chiar bătaie de joc la adresa copiilor. Eu o să fac toate diligențele pe care le-am la îndemână ca și președinte al Consiliului Județean, dar și ca și cetățean, ca cel puțin pe viitor, ori să se renunțe la acest program, ori dacă nu, să se pună niște reguli corecte, că gândiți-vă din 2 lei, de fapt 2 lei acoperă două programe. Conducerea Consiliului Județean a cerut mai multă implicare din partea altor autorități cu responsabilități în desfășurarea programului pentru școli. De asemenea, se solicită persoanelor desemnate de conducerile școlilor cu primirea produselor să sesizeze în scris problemele constatate și chiar să refuze alimentele livrate. În ceea ce privește firma distribuitoare, aceasta riscă amenzi sau chiar plângeri penale dacă nu va respecta condițiile prevăzute în caietul de sarcini, iar sancțiunile pot merge până la rezilierea contractului.